Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, aș vrea să vorbim despre un subiect pe care l-am mai tratat în emisiune, dar mi-e teamă că o să tot revină în atenție și cred că ar trebui să încercăm să ne formăm o părere, pentru că o să fie la un moment dat, o să vină momentul unei dezbateri publice intense și serioase, mai ales că lucrurile sunt într-o dinamică nefericită pentru noi. Este vorba de situația de securitate de la granițe. De faptul că pentru ucrainieni războiul merge prost. Președintele Zelenski, care el se declară un optimist, a început să lanseze din ce în ce mai des avertismente că Ucraina în situația actuală nu va mai rezista foarte mult. Și în acest context există o analiză Apador CH asupra unui proiect, proiectului noi legea apărării naționale din România. Și iată ce spune Apador CH. Proiectul noi legea apărării, întocmit de către Ministerul Apărării Naționale, deci nu este inițiativa vreunui parlamentar sau, cine știe, unui grup parlamentar care are brusc un puseu de ăsta. Care a acționat armata, este direct. Ministerul Apărării Naționale are un proiect de lege privind noua lege a Apărării Naționale. Acest proiect, spune Apador CH, are prevederi neclare care se referă la posibila revenire a stagiului militar obligatoriu. Și citez... Articolul 28 litera D din proiect prevede că Ministerul Apărării Naționale organizează cu caracter permanent pregătirea populației pentru apărare. Modul ambigu, scrie Apador CH, în care este redactată această atribuție, nu exclude posibilitatea instituirii unui stagiu obligatoriu de pregătire militară pentru populație. În expunerea de motive la actualul proiect de lege, printre motivele care au creat probleme pentru apărarea națională, este enumerată pe primul loc legea care suspendă stagiul militar obligatoriu. Am încheiat citatul, este vorba de legea din 2005, după intrarea României în NATO, prin care serviciul militar obligatoriu a fost desființat și armata a devenit armată profesionistă. Adică cine vrea să facă armată, trebuie să, acum să dea examen, să intri în armată și devii profesionist. Ești plătit ca militar profesionist pe toate gradele respective. Acum, sigur, asta este abordarea Apador CH, o organizație pentru protecția drepturilor omului, care aparent este îngrijorată de faptul că armata obligatorie ar încălca drepturile omului. Asta e o altă discuție. Întrebarea mea pentru voi în dimineața asta este dacă în ultimii 2 ani, să zicem, v-ați schimbat cumva părerea despre ideea reinstituirii serviciului militar obligatoriu în România. Adică să redevină armata obligatorie așa cum a fost până în 2005. Așa cum era pe vremea comunismului, dar presupunem la o calitate mult mai bună. Deci v-ați schimbat cumva părerea sau e aceeași? Și care este această părere și cum motivați părerea voastră? Aș vrea să pun un pic și în context. Situația este evident acum foarte diferită de cum era în anii 2000, când noi am intrat în NATO și când în 2005 a fost a fost anulată armata obligatorie și s-a transformat armata română în armată profesionistă. Practic, Europa și-a consumat dividendele păcii. Ne confruntăm cu agresiunea unui imperiu, vorbesc de ruși, de imperiul rus, că este un imperiu. Un imperiu este cel care colonizează, domină și extrage resurse din popoarele pe care le colonizează. Federația Rusă nu are doar ruși în componență, ci o mulțime de alte naționalități și, după câte observăm, încearcă să desființeze o țară independentă, ca Ucraina. Deci, noi ne confruntăm cu agresiunea unui imperiu care își invadează vecinii și duce războaie ca acum 100 de ani, cu distrugeri uriașe și pierderi incredibile de vieți omenești. Occidentul s-a pregătit pentru un război defensiv, dar un război defensiv cu pierderi civile minimale, armament de înaltă precizie. Rușii nu au acest concept. Pierd enorm de multă resursă materială și umană ca să distrugă complet sate sau orașe pe care le ocupă. Este război, e ca în primul război mondial, ca în al doilea război mondial, din punctul ăsta de vedere. La baionetă. Lumi, da, efectiv la baionetă. Suntem noi pregătiți pentru așa ceva? Mă refer la noi, românii. Aproape 13.000 de angajați au plecat din Ministerul Apărării de la începutul lui 2022 până în prezent, potrivit unei analize făcute de Europa Liberă. Armata română are în jur de 70.000 de oameni. Instituția are un deficit de angajați de 10%, 57% dintre plecările militarilor din sistem au fost pensionări anticipate.
Și încă într-un minut o să vă mai spun care este situația în Europa. Se schimbă trendul în privința asta. În Germania se examinează la nivel ministerial posibilitatea reintroducerii armatei obligatorii. Norvegia și Danemarca vor recruta mai mulți militari în perioada următoare, având în vedere contextul. În 2017, Suedia a revenit la serviciul militar obligatoriu la 7 ani după ce desființase acest sistem. Măsura a fost explicată prin atitudinea din ce în ce mai agresivă a Rusiei. Suedezii au văzut din timp. În general, nordicii care s-au confruntat, care au opus mult timp rezistență, mai mult decât sud-estul european, la expansiunea Rusiei, i-au văzut din timp ce se întâmplă acolo. În 2017, suedezii au revenit la armata obligatorie și, între timp, Rusia a invadat Ucraina, iar Suedia și-a abandonat neutralitatea tradițională și a intrat în NATO. În Finlanda este armata obligatorie dintotdeauna. Țara are o graniță de peste 1000 de kilometri, din câte știu, cu Rusia. A fost invadată de ruși înaintea celui de-al doilea război mondial. În țările baltice, Lituania și Letonia au revenit la armata obligatorie. Estonia nu a renunțat niciodată la acest sistem. Deci, întrebare pentru voi, vă rog, sunați-ne să vorbim despre asta. 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, dacă vă e mai simplu așa, numărul de WhatsApp îl știți, 0728 3132. Ce credeți? A venit momentul ca România să revină la serviciul militar obligatoriu? Este cazul să facem asta acum sau încă nu? Și care este părerea voastră? V-ați schimbat părerea în ultimii 2 ani pe acest subiect sau a rămas aceeași? Și de ce? 0372069599. În mai multe țări europene se discută sau s-a decis deja revenirea la serviciul militar obligatoriu. În România, un proiect de lege al Ministerului Apărării Naționale privind organizarea apărării naționale ar putea deschide calea către revenire la serviciul militar obligatoriu. Vă întreb dacă v-ați schimbat părerea în această privință în ultimii 2 ani. Dacă aveți aceeași opinie și de ce? 0372069599. Hai să începem cu un mesaj. Salut, băieții! Salut! Băieții, în legătură cu armata asta, eu am făcut armată în 2002, am fost cam ultima generație de soldați la marină. Acum am și o întrebare pentru voi. Ce să faci cu ăștia din ziua de azi? Unde se pensează și unde își dau ei unghiile cu lac? Unde poate să facă ei treaba asta? Să-și ia genele, să-și ia sprâncenele, să facă, să dreagă. Valentin în Călăraș, răspundeți-mi și mie, vă. Ce să spun, Valentin? Astea sunt noile realități ale societății moderne. Și care e legătura? Intri în armată, armata are o... legătura știe să rezolve problemele astea foarte repede. Crede-mă. Te duci acolo și crezi că ești cel mai tare, așa că nimeni nu poate să spună nimic și într-o zi te-au rezolvat. Asta dacă s-ar pune problema să faci armată, cum ai făcut tu, și să faci între 6 luni și ceva ani. Uh-huh. Dar, uite, multe dintre mesaje vorbesc despre un stagiu militar modern care să dureze doar câteva săptămâni, în care să mergi ca la serviciu doar pentru instruire câteva ore, uh-huh, iar multă lume vorbește despre lipsa infrastructurii care era odată, că nu mai sunt toate facilitățile necesare și oricum nu s-ar putea pune în practică. Bună dimineața, Daniel! Bună, Daniel! Neața. Opinia ta! Bună dimineața! Și eu cred că logistic nu se poate realiza ceea ce se dorește. Dar înainte de toate să nu uităm și nu o să uităm niciodată și nu trebuie să uităm niciodată ce a făcut Armata Română la între 16 și 21 decembrie, să nu uităm tanchetele prin piața universității. Pentru mine armata a fost și a fost o mizerie. Acum, nu știu, poate că lucrurile s-au mai schimbat. Dar să nu uităm Revoluția, ce a făcut armata la Revoluție, să tragă populație. Sigur, asta n-a trebuit să uităm niciodată, înainte de a vorbi despre reintroducerea stagiului militar. Bun, sincer să... Da, evident că nu uit ce s-a întâmplat acolo. Au fost procese, au fost condamnări. Procese generalul condamnat. Batanise Stănculescu a ajuns la pușcărie. De ce crezi că mai este acea armată ca în vremea comuniștilor? Da, probabil că dacă ar fi câteva care săptămâni e legătura? Doar armată, fără să facem, să gătim și să facem curățenie și toate cele... ceea ce se întâmpla înainte de Revoluție, să mergem la cules de cartofi sau de porumb, cred că ar fi o idee bună. Dar totuși să ne întrebăm să nu ajungem iar la ce s-a întâmplat în decembrie. Am înțeles. E cu totul și cu totul alt context.
inclusiv legal. Pe atunci trăiam într-o dictatură în care legile erau făcute și întoarse după bunul plac al tovarășului și tovarășei. Acum este tot o altă situație. Nu cred că putem să ne temem de așa ceva. Salut, Cătălin! Salut! Bună dimineața! Bună! Consider același lucru, că lipsa logisticii va afecta foarte mult calitatea ciclului militar. Nu cred că așa ceva e posibil, pentru că garnizoanele pe care le știu eu, acum sunt în paragină. Te refer la cazări. Te refer la cazări. La cazări, la bucătăriile care erau acolo, la, și la instrucție și la oamenii care sunt. Luca a punctat foarte bine și a spus că pe timpul lui Ceaușescu erau acele, și vă spun eu, că mi-aduc aminte, tata a fost așa comandant, să spun, a unor grupuri din acestea de se numeau PTAP, Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Patriei. Erau copii de peste 18 ani toți și îi pregăteau, veneau în timpul vacanțelor de vară, se pregăteau și inclusiv săreau, mi-aduc aminte, săreau din avion, parașut, așa. Eu sunt convins că logistica nu mai există acum. Deci e bine de reluat ideea. PTAP-ul ăla se făcea și în timpul școlii, să știți, nu doar după, că după 18 ani mai puțin, atunci era un alt concept, era lupta întregului popor, în fine, era o chestiune care ținea și de ideologie. În privința infrastructurii, da, este adevărat, sunt convins că multe dintre cazărmile armatei sunt într-o stare proastă, pentru că acum sunt 70.000 de soldați, mă rog, profesioniști. Ele erau întreținute așa prost, cum erau întreținute proste de faptul că era armata obligatorie, da, și cineva trebuia să trăiască acolo. Dar vă rog să nu vă imaginați că infrastructura de pe vremea comuniștilor era cine știe ce în privința armatei. Nu cred că este o problemă chiar atât de mare să dezvolți o bază logistică pentru antrenarea unui contingent anual recrutat obligatoriu. Adică nu este atât de grav. Și o pot face și alte țări. Lituania și Letonia revind la serviciu militar obligatoriu. Sunt și alte țări care fac asta. Dacă există voință, cu siguranță se găsește o cale. Cezar, bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Da, aia mi-a plăcut cu dacă există voință. Deci eu sunt cam împotrivă și mă gândesc asta numai la faptul că mai există încă o cale de a sifona niște bani, care și așa PIB-ul de datorie a ajuns la jumătate din PIB. Ei cred că abia așteaptă să mai aibă încă un motiv să mai ia niște bani. Am făcut eu un calcul. La ora actuală avem un general la 53 de militari, nu de soldați, de militari. Deci nu știu ce armată am putea să facem cu treaba asta în cazul în care... Asta ar fi ideea, să fie mai mulți soldați dacă stați general, nu? Da, toată lumea gândește, mamă, ce frumos ar fi să avem o armată ca lumea, însă banii se duc în altă parte. Deci aia știu. Deci sunt împotriva... Deci recomandați să România să se predea din prima? Din moment ce NATO. Nu avem nicio șansă la nimic, nu? Nu, se predea NATO. Nu. Cine să se predea NATO? Adică, uitați, poate nu înțelegem despre ce este vorba. În cazul în care Ucraina este cucerită de ruși, Moldova, cum să spun, Moldova e o chestie care e rezolvată în 12 ore. Moldova nu are armată, are niște milițieni, niște jandarmi. Și rușii vor veni pe prut. Sunt o mulțime de analize făcute în vest, care arată că Rusia va ataca, va testa capacitatea de reacție a NATO în următorii 5-6 ani, poate chiar mai repede. Atacul va fi dat în cea mai slabă veriga NATO. Și acum, pe granița NATO cu Rusia, se află țările nordice, care par să fie foarte hotărâte să reziste, și România. Și Bulgaria un pic. Cam unde credeți că o să atace? Bună dimineața, Adrian. Bună dimineața, Adrian. Bună dimineața. Eu cred că în clipul ăsta nu mai avem de ales. Ce crezi că nu se aude deloc bine? Ce ai zis? Mai spune o dată. Alo? Cred că în acest moment noi nu mai avem de ales. Pur și simplu trebuie să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Nu pentru că mi-ar plăcea așa ceva, dar pentru că nu avem de ales. Atâta vreme cât în lume a fost pace, a fost ok. Am putut reduce dimensiunea armatei, am putut elimina obligativitatea serviciului militar. Acum nu mai putem. Sau dacă dorim să fim prinși, ca de fiecare iarnă nepregătiți, la fel vom fi prinși și de această mișcare a Rusiei. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și ce nu înțeleg eu, armata asta profesionistă noastră, teoretic, ar trebui să fie pregătită. E pregătită ca pe vremuri? Sau e pregătită la nivel NATO să reacționeze?
Ăștia puțin, 70.000. Sunt convins că nivelul de pregătire al armatei române azi este mult mai ridicat decât cel din armata comunistă. Aici n-am niciun fel de îndoială. Cred că există deja investiții, este armament de mai bună calitate. Problema este dacă ești pregătit pentru tipul de război cu care ești amenințat. Cel cu Rusia. Că, după câte observăm, nu se poartă un război tehnic de înaltă precizie în care sunt distruse doar câte blindaci. Da, e la baionetă, cum ziceam. Da, este un război de distrugere ca în al doilea război mondial sau ca în primul război mondial, cu consum uriaș de artilerie și de resurse umane și cu distrugeri ireale. Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața, Bogdan, te rog! Bună dimineața! Salut! Salut! Părerea mea este că trebuie gândit foarte bine acest, să-i spunem, proiect în derulare. Este nevoie de pregătire pentru populație, nu știu dacă neapărat cu un stagiu obligatoriu, dar mai bine să fii pregătit pentru ceva ce nu se va întâmpla decât să se întâmple ceva și să nu fii pregătit. Foarte bună observație, mulțumesc. Acum o să vă spun și care e părerea mea. Eu mi-am schimbat părerea. Până în urmă cu 2-3-4 ani nu consideram necesară reintroducerea armatei obligatorii și consideram că forța de descurajare a armatei române, eventual retehnologizată, este suficientă. Dar văzând intensitatea cu care se poartă războiul în Ucraina, acum părerea mea este că nu mai există altă opțiune și că trebuie reintrodus serviciul militar obligatoriu și făcut o armată serioasă, adică în niciun caz porcăria care era pe vremea lui Ceaușescu, care era de fapt un alt fel de pușcărie, și vă spun din proprie experiență. Dar e clar că trebuie să reacționăm, pentru că altfel nu avem niciun fel de șansă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.